Polițiștii sălăjeni au aplicat peste 100 de sancțiuni sâmbătă 13 februarie în urma acțiunilor desfășurate pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, 44 de polițiști de ordine publică de la rutieră, de investigații criminale și din cadrul formațiunilor de arme, exploziv și substanțe periculoase au efectuat 28 de acțiuni și controle specifice muncii de poliție. În urma activităților desfășurate a fost constatată o infracțiune de natură judiciară și au fost aplicate 106 sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 8 au fost aplicate pentru nerespectarea normelor privind ordinea și liniștea publică, 2 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, 87 pentru neregulile constatate în trafic, iar 9 sancțiuni au fost aplicate la alte acte normative. Ca măsură complementară, polițiștii rutieri au reținut și un permis de conducere. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 18.560 de lei.